În minutele următoare vă invităm să urmăriți un reportaj realizat de Escu TV Canada la ceas aniversar al revistei Candela. Fondată în anul 1986 de către scriitorul Victor Roșca, revista Candela este intim legată de activitatea culturală acestuia și de Catedrala Buna Vestire din Montreal. Aduc un prinos de recunoștință și celor care țin în viață acest lăcaș, această casă a României și care nu de puține ori ne adună să ne bucurăm sau să ne întristăm uneori, dar de fiecare dată sub frumoasele lumini ale tricolorului nostru. Poate că era frumos ca acea candelă să fie sub drapelul României, nu dintr-un orgoliu oarecare, ci pur și simplu să se știe că sub identitatea românească există această candelă. Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc multă, multă sănătate. Fost deținut politic în închisorile comuniste și în lagărele de muncă forțată din România, Victor Roșca a emigrat în Canada în anul 1988, la vârsta de 62 de ani. Așa cum spune el, la Montreal a început cea de-a treia viață, în libertate. În ciuda vârstei înaintate, domnul Victor Roșca este foarte activ și implicat în viața culturală a colectivității române din Canada, în special prin intermediul revistei Candela și prin activitățile de pe lângă Catedrala Buna Vestire din Montreal. Primii emigranți veniți în perioada anilor 1900-1914 nu știau carte. Unii dintre ei știau puțină carte, deci nu se pune problema să fi făcut o revistă sau un ziar. Însă, ceea ce frapează, între 1950 și 1990, deci în perioada când erau aici intelectuali, nu a existat în Quebec nici atunci o presă scrisă în limba română, deși în această perioadă, în Montreal, erau printre imigranți români persoane bine preparate pentru a putea o face. În România, că a fost deținut politic, nu avusese dreptul la nicio inițiativă de anvergură. În 1988, stabilindu-mă în Canada, voiam totuși să fac ceva deosebit. De la început, în paralel cu lucru, m-am implicat în viața culturală comunitară. Mai târziu am realizat că aceasta nu este suficient, mai trebuie supraviețuirii limbii și a identității române. Identitatea unei comunități este definită de limbă, religie și cultură. Revista Candela de Montreal s-a înființat în 1997 și are aceeași istorie ca a uzinelor capitalismului canadian. Din 1997 până în anul 2000, 3 ani, a fost perioada de evoluție. De la un buletin de informații, Candela, de 4 pagini, destinat informării noilor imigranți, la revista de literatură și cultură încorporată în Montreal, sub numele de Candela de Montreal. C'est vrai que dans l'attente qui peut toujours survenir de gens qui, sans qu'ils soient roumains, sympathisent avec la culture roumaine et qui pourraient faire partie de l'auditoire, j'ai pris l'habitude, je considère bonne après tout, de faire le français de service. Donc, encore une fois, je vous prie de régler votre réception au mode Molière. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, par exemple, ceux qui ont eu, comme moi, le privilège, maintenant payé par les inconvénients de l'âge, de connaître la ville de Montréal des années 70-80, où il n'y avait pas encore sur les trottoirs de l'été des cafés et des bistrots,
où l'on ne savait pas encore dans les bons restaurants ce que Nespresso voulait dire. Merci, mille fois merci, monsieur Victor Rochka, pour les 20 années de travail intense et soutenu pendant lesquelles votre cœur n'a cessé de battre à l'unisson des cœurs de votre lectorat. Merci aussi aux membres de l'équipe de votre rédaction dont vous avez eu la sagesse et je dirais même l'inspiration de vous entourer. Un tout petit post-scriptum soulignant la présence parmi nous de deux équipes qui vont assurer la diffusion audiovisuelle de cette manifestation. Je parle de la télévision Escou et de l'équipe de Catherine Daniel. Nous les remercions vivement. Mă simt deci în măsură să aduc și eu o mărturie asupra principalelor sale calități personale pe care le consider ca fiind vitalitatea, perseverența și credința. Vitalitatea. Vitalitatea domnului Roșca este excepțională. Dacă în trecut în România vitalitatea a permis să înfrunte regimul comunist și să surmonteze toate chinuirile suferite în închisori și toate piedicele puse de securitate, în viața sa cea de-a doua în Canada, aceeași vitalitate i-a permis să se implice a fond în viața comunității românești din jurul bisericii, să scoată o revistă, să scrie două cărți și să lucreze la o a treia, azi, în anul care împlinește 90 de ani. Domnul Roșca, la vârsta domniei sale, este mai activ decât mulți alții, mai mult ca mine, mai tineri ca dânsul. Dar cum o face, Doamne? Ce îi dă această forță? Ce îl împinge să continue să nu se oprească și să răsufle un pic, mulțumit de tot ce a realizat și să profite de viață, așa cum se spune? Despre tematica abordată a scriitorilor din zilele noastre în diferite creații literare în proză, poezie sau dramaturgie. Eu fac parte dintr-o categorie de scriitori care, venind din România cu un anumit interes, a trebuit să mă adaptez puțin la realitățile canadiene, care evident au propriile sfere de interes și care se suprapun mai puțin asupra ceea ce făceam în România. Deci în România am publicat 3 cărți care vorbeau despre comunism, despre perioada care a urmat după căderea zidului, dar aici, în prima etapă, mi-am tradus cărțile cu care am venit în bagajele de imigrant, dar ulterior, multe din temele mele s-au schimbat. Au trebuit să fie adaptate la realitățile multiculturale, sociale diferite. Suntem într-un context nord-american care este mai puțin interesat despre dramele post-comuniste pe care le suferă Europa de Est. Deci, bănuiesc că aceasta este cazul pentru foarte mulți scriitori care odată emigrați, vrând nevrând își schimbă subiectele și temele de interes. Face parte din natura noastră de artiști care trebuie să evoluăm. Tot timpul suntem într-o continuă evoluare, căutare de surse, căutare de teme. Există o preocupare a scriitorilor de a creiona, de a scriitorilor, să spunem, din categoria imigranților, de a creiona un profil al unui personaj aparte? Cred că fiecare imigrant rămâne, indiferent în limba care scrie și despre ce scrie, rămâne ancorat în comunitatea de bază. Este cazul meu, de exemplu, care, e adevărat, scriu în franceză și engleză, însă marea sursă de inspirație, 90% din cărțile mele vorbește despre comunitatea românească. Deci, imigranții, artiștii care provin din comunități imigrante, rămân fideli comunității de origine, comunității etnice căreia aparțin. Doamna Ioana German, spuneți-ne despre rolul corului La Muse în comunitatea românească din Montreal.
Din punctul meu de vedere, eu sper că acest cor să ofere comunității românești din Montreal și nu numai din Montreal, e adevărat, acum am ieșit și din Montreal, să ofere oportunitatea de a asculta muzică românească în interpretarea coriștilor români, dar în aceeași măsură coriștilor canadieni care sunt foarte interesați de cultura noastră. Așa că este o diversitate culturală în care noi promovăm cultura românească. Câteva cuvinte despre turneul pe care l-ați avut de curând, turneul care punea pe scenă una din piesele foarte importante ale clasicului muzical românesc, Crainou de Ciprian Porumbescu. Deci este vorba despre Festivalul Diversitate Culturală pe care l-am inaugurat anul acesta, prima ediție, și am avut concerte la Toronto și la Montreal cu prima operetă românească. Crainou de Ciprian Porumbescu este absolut prima operetă românească compusă și am vrut foarte mult ca această primă operetă să fie la primul Festival Diversitate Culturală care l-am făcut aici în Montreal și în Toronto. A fost minunat, deci noi suntem foarte, foarte încântați. Publicul a fost extraordinar în ambele locuri, și în Toronto și aici, de unde avem invitații să mergem înapoi la Toronto. Așadar, corul La Muse are perspective în această societate multiculturală. Absolut, desigur. Iar am văzut acum cu această operetă pe care am prezentat-o cât de mult a însemnat și pentru canadieni, pentru că a fost tradus totul, tocmai pentru a avea un impact asupra publicului și român, desigur, dar mai ales canadian, să ne promovăm cultura noastră. Cu ocazia celor 20 de ani de la aniversarea primei apariții a revistei Candela aici la Montreal, stăm de vorbă cu pictorul, restauratorul de artă și iconograful Ioan Lăcătușu. Domnul Lăcătușu, spuneți-ne, vă rog, despre această posibilitate de a manifesta artistic credința în icoane pe lemn și pe sticlă. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase pe care mi le-ați adresat. Cred că iconografia este, cum de fapt ne spun Sfinții Părinți, o deschidere către cer și deci este o lumină care o primim prin revelație și prin prezența acestor imagini dumnezeiești. Și pe care vrem să o împărtășim. Vrem să o împărtășim împreună această bucurie prin lucrarea iconografilor, de fapt. Este o ocazie unică de a împărtăși taina credinței noastre strămoșești, care este dreaptă și revelată prin icoană. Deci ne transpune într-o bucurie a învierii, de altfel icoana este totdeauna exprimă învierea, iar în contextul nord-american este ca o mărturisire a dreptei credinței și Biserica lui Hristos, care se manifestă prin iconografie, ca un dar dumnezeiesc pe care noi l-avem. Stăm de vorbă astăzi la aniversarea celor 20 de ani de existență de la apariția primului număr al revistei Candela cu domnul profesor universitar, domnul Anton Soare. Domnule Anton Soare, povestiți-ne ce a reprezentat apariția acestei reviste în peisajul cultural al comunității românești de la Montreal și ce viitor va avea această revistă. Dragă doamnă, ce să vă spun, apariția revistei acum 20 de ani și dezvoltarea ei în continuare au fost pur și simplu formidabile. Au umplut un gol enorm în comunitatea română, cu atât mai mult cu această comunitate se dezvolta extrem de repede, în același timp se mărea, se diversifica. Deci această revistă pentru noi a fost un factor de unitate și de consolidare a acestei unități cu totul deosebită. A dat ocazia tuturor scriitorilor să se manifeste în paginile acestei reviste. Absolut, și nu e vorba numai de scriitori, mă gândesc la pictori, la sculptori, la artiști din toate orizonturile activității de creație. Toți au găsit în Candela o tribună extraordinară, de un ținut extrem de înalt. Bref, suntem la ora actuală o revistă culturală, aș îndrăzni să spun, dintre cele mai importante din diaspora română mondială. Vorbim de diaspora română mondială pentru că paginile revistei Candela adună colaboratori de peste tot din diaspora și din țara mamă.
absolut de peste tot din diaspora și din țara noastră, însă rămâne că accentul este pus pe situația particulară a românilor care se află între două culturi, între două spații, deci cu sufletul oarecum împărțit. Această împărțire este o îmbogățire, dar trebuie ajutată. Deci, în privința asta, este o revistă adresată diasporei, în primul rând. La aniversarea 90 de ani a fondatorului acestei reviste, domnul Victor Roșca, ce părere aveți despre sufletul acestei candela, acestei reviste? Va putea continua această revistă și după momentul Victor Roșca? Bineînțeles, cred că după o asemenea pornire extraordinară care servește de exemplu pe viitor, această revistă are toate posibilitățile de a se dezvolta, de a se mări, de a se diversifica în pas cu timpurile și în pas cu comunitățile diasporei românești. În așa măsură încât totuși această diasporă să se afirme din ce în ce mai mult, mai ales vorbesc de Canada, pentru că trăiesc în Canada, să se afirme din ce în ce mai mult ca un element important în societatea canadiană, un element activ, productiv, creator. Cu ocazia celor 20 de ani de la apariția primului număr al revistei Candela, stăm de vorbă cu părintele Catedralei Ortodoxe Bunavestire, părintele Liviu Alexandrescu. Părinte, ce înseamnă Biserica Ortodoxă Nord-Americană după 100 de ani de existență? Biserica Ortodoxă, Biserica Bunavestire, în mod expres, aș putea să spun că reprezintă mama comunității românești din Canada, fiind după biserica din Regina, care a fost prima biserică pe aceste meleaguri canadiene, a doua biserică este biserica noastră, Catedrala Bunavestire, și astăzi am avut o zi binecuvântată de Dumnezeu, cu împlinire, cu pace, și așa cum de fiecare dată biserica are ușile deschise, am putea spune că ne-a binecuvântat Dumnezeu să împlinim, să aniversăm 20 de ani de existență a revistei Candela, Candela care de fapt înseamnă cuvânt de cultură, cuvânt de învățătură religios, poezii și diferite activități ale comunității românești din Montreal, fiind o revistă recunoscută atât în Canada cât și internațional. Biserica, în linii deschise, reprezintă o candelă, o candelă în care arde flacăra credinței, o candelă în care credincioșii vin la rugăciune, vin să se roage, vin să plângă, vin să se bucure împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, și am putea spune că și anul acesta am avut un an binecuvântat cu multe activități culturale, așa cum ați văzut și astăzi, începând de la poezie, de la reprezentarea istorică, de la expoziții de pictură, de la cântece populare, de la cântecele care ne-au adus bucurie în case și în suflete. De aceea putem spune că biserica își împlinește rolul de mamă, de mamă care ocrotește pe fiii săi, chiar și pe aceste meleaguri pe care ne-a trimis Bunul Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă așteptăm de fiecare dată să fiți alături de noi. Evenimentul s-a bucurat de o participare impresionantă de toate vârstele, printre care și artiști cunoscuți din Canada.
Bună ziua, numele meu este Bogdan Holenciuc și reprezint Casa Funerară Magnus Poarie. De ce am deschis acest cimitir românesc? Pentru a regrupa familiile românești într-un singur loc, într-un loc respectabil, într-un spațiu natural. Cimitirul din Laval este cel mai mare cimitir din Riv Nord, numit la origini Cimitirul Plăcut, s-a transformat după aceea în Cimitirul Laval în 1982. Cimitirul din Laval, bineînțeles, este înființat respectând grija față de mediul înconjurător. Implicarea și funcționarea cimitirului din Laval pentru comunitatea românească se realizează cu mult respect pentru obiceiuri, valori, tradiții, credințe, nevoi personale și de mediu. Cimitirul din Laval este cunoscut și va evolua în timp, bazat pe respect reciproc, va evolua în pas cu societatea și pentru păstrarea acestuia generațiilor viitoare. Misiunea cimitirului din Laval este de a propune și oferi locuri de veci decente și respectabile și, bineînțeles, la îndemâna tuturor. Hi, my name is Mario Diliello. I'm an advisor here with Magnus Poirier. In addition to the Laval Cemetery, we are here at the beautiful mausoleum, a majestic place which houses many crypts and are accessible 365 days a year, 7 days a week. The mausoleum is part of our offer to the Romanian community. In other words, it accents the section dedicated to your family. The Romanian families have a unique, solemn, and peaceful place in the chapel here at the Santa Maria Goretti Chapel, where they could reunite at any time. The offer to the Romanian community is more than a terrain or just a mausoleum. It's a place of accent and gathering in the ensemble of the entire cemetery. We are listening to the values of the Romanian community. Magnus Poirier completes the services offered in the Laval Cemetery with high quality, affordable prices, and with respect towards all the Romanian families. Comme vous voyez, le cimetière de Laval est un endroit unique et accessible pour toutes les familles. Mon collègue Bogdan et moi-même serons honorés de vous accueillir en tout temps. Contactez-nous.